În poiană s-a arătat un băiat. În ciuda frigului era îmbrăcat subțire. De pe fruntea lui picura transpirația. Continuăm căutările, respira el cu greu. A alergat 20 de minute în jurul locului în care s-a prăbușit avionul, încercând să găsească oameni vii. El nu-și putea pierde speranța și ruga pe restul să meargă mai departe, căutând prin pădure. Un bărbat mai înalt l-a apucat de guler. Nu mai e nimeni, l-a scuturat pe băiat. Valentin s-a uitat pierdut la bărbat, s-a potolit și s-a așezat pe zăpadă. Ține, bărbatul i-a aruncat o jachetă. E timpul să te gândești la tine. După prăbușirea avionului au rămas doar patru. Valentin e cel mai tânăr, uscățiv și cu speranță. Până la urmă credea că vor mai găsi pe cineva. Roman, un bărbat de dimensiuni impunătoare și vreo 50 de ani, pe care nu-l interesau alții. Își făcea mai mult griji cum va supraviețui el acestui necaz, dar anume datorită lui supraviețuitorii aveau șansa să nu moară curând. A început el anume să caute rămășițele avionului pentru haine calde. O femeie de 40 de ani care a declarat că este directoarea școlii, credea că acuși acuși vor fi găsiți. Îi asigura pe toți că trebuie să rămână lângă locul prăbușirii, căci aici este mai sigur. Domnul Simeon a fost găsit ultimul. Bătrânul era zdrobit de o bucată de avion. Piciorul lui era rănit. L-au scos pe bătrân, dar nu se simțea tocmai bine. Nici el nu voia să meargă nicăieri, nu avea puteri. Însă ei erau în munți, în jur pădure, niciun adăpost și ger. Nu era o idee bună să rămână. Au mai zăbovit un pic, au adunat toate lucrurile de valoare pe care le-au găsit, haine calde, ceva mâncare și au plecat. Nu mai aveau nicio speranță că vor fi observați, dar și-au înghețat de-a binelea. Trebuiau singuri să caute ajutoare. Valentin l-a luat pe domnul Simeon și s-a îndreptat în direcția în care presupuneau că pot găsi oameni. Doamna directoare se certa cu Roman. Bărbatul avea o viziune diferită despre unde trebuiau să meargă, însă nu-și schimba poziția. I-a recomandat doamnei singure să se ocupe de salvarea sa. La urma urmei, femeia s-a liniștit. Împreună e mai sigur. Nimeni nu nega autoritatea lui Roman în afară de ea. Pe restul nu interesa părerea ei. Bătrânul se simțea tot mai rău. Valentin încerca să-l ajute să se deplaseze, dar domnul Simeon abia detrăgea picioarele din urma sa. A spus că unul a fost literalmente zdrobit și era foarte greu să meargă. Cu părere de rău, nu puteau să-l ajute cu nimic. Roman striga la bătrân, fiindcă din cauza lui se mișca încet. Deja începea să se întunece. Au mers mult prin pădure și și-au pierdut toate puterile. Au ajuns în așa loc depărtat de lume că au regretat că n-au rămas acolo unde s-a prăbușit avionul. Bărbatul era înfuriat, iar bătrânul mergea tot mai încet. Apoi a început să se apuce de piept, îl durea inima, dar pastile n-avea. Valentin mereu purta cu sine un rucsac. Acolo avea niște medicamente pentru orice eventualitate. Așa l-a învățat bunicul lui Dumnezeu să-l ierte. A găsit niște valeriană și i-a dat-o bătrânului. E foarte slabă pentru el, dar măcar ceva. Nu l-a ajutat, ceea ce nu-i deloc uimitor. Domnul Simeon i-a rugat să se oprească, să facă o pauză. Vom zdohni toți aici, a zis Roman furios. Dar Valentin i-a convins pe toți să se oprească, să facă un foc, să se încălzească. Roman a căzut de acord cu tragere de inimă. A găsit niște crengi și a încercat să le aprindă, dar vântul era puternic, nu ieșea nimic. Bărbatul a izbucnit și a zis că din cauza bătrânului vor îngheța cu toții. Apoi l-a tras pe băiat deodată și i-a propus să-l lase pe bătrân. Oricum nu va mai face față drumului, din cauza lui vor muri toți. Valentin n-a fost de acord, era milă de bătrân, i-a amintit de bunicul lui. Părinții l-au abandonat pe Valentin, dar bunicii n-au vrut ca nepotul lor să meargă la orfelinat, așa că l-au înfiat. Între timp, vremea se înrăutățea, începea viscolul, așa și n-au găsit nici oameni, nici adăpost.
Bătrânul în general s-a întins pe zăpadă și a zis că nu mai poate merge. Faceți ce vreți, iar eu nu voi mai merge nicăieri. Pe Roman și pe doamna directoare nu trebuiau să-i convingă. Se uitau pieziși la bătrân de mult timp. Valentin tot nu putea să lase pe bătrânul bolnav. Roman n-a mai rezistat și i-a pus un ultimatum. Ori îl lași pe bătrân și mergi cu noi mai departe, ori rămâi cu el. Tânărul se uita la domnul Simeon și înțelegea că nu poate lăsa în pădure un bătrân bolnav. Doamna directoare a început să tragă de el. Ești tânăr, ai nevoie de asta. Bătrânul și-a trăit viața deja, a zis ea. Domnul Simeon l-a luat de mână și l-a rugat să aibă grijă de sine. Sacrificiile aici nu-s binevenite. Ori unul va muri, ori doi. Într-un final, Valentina a căzut de acord, dar i-a zis bătrânului că se va întoarce neapărat când vor găsi ajutoare. Băiatul s-a uitat prin jur și a găsit un loc între copaci. L-a curățit de zăpadă, l-a pus pe bătrân acolo și a început să-l acopere cu ramuri, ca să-l protejeze măcar cumva de la vânt și zăpadă. Roman a răsucit cu degetul la tâmplă și a mers mai departe. Directoarea s-a grăbit după el. Cu un bărbat atât de puternic și încrezător e mai sigur. Când Valentin a terminat cu adăpostul, bătrânul deja dormea. Era dureros să-l părăsească, dar a făcut tot ce a putut. Și-a scos rucsacul și l-a pus lângă domnul Simeon. Acolo era un sandwich și niște apă. E un student. Mereu ia cu el mâncare pe drum ca să nu cumpere. El era pe cale să plece, dar a decis să verifice documentele bătrânului pentru orice eventualitate. Dacă nu va reuși să se întoarcă, măcar să știe cine este. Valentin i-a ajuns din urmă pe restul și au înaintat. Pe drum, băiatul lăsa semne ca să știe drumul înapoi la bătrân. Era deja întuneric când au dat de căsuța mică în pădure. Din horn ieșea fum. Se părea că sunt salvați. Ușa a deschis-o un bătrânel și s-a mirat de oaspeții atât de târzii. A avut grijă de ei, i-a încălzit, i-a servit cu ceai. Nu era mult loc, dar ei erau fericiți să doarmă și pe podea. Bărbatul era cu totul și cu totul bătrân. Era un sihastru. Deja de aproape 30 de ani trăia acolo. A explicat că s-a dezamăgit în oameni și că mai bine este în pădure, mai departe de ei. El n-avea familie și n-avea locuință în oraș. În pădure e mai bine decât în furnicarul uman. S-a dovedit că, la fel ca și oaspeții de acum, cu mult timp în urmă zbura într-un avion care s-a prăbușit. El se îndrepta practic spre nicăieri. A aflat că într-un oraș este un azil de bătrâni destul de bun. A vrut să se înregistreze acolo, oricum n-are ce pierde. Dar n-a mai ajuns. Aproape cu 30 de ani în urmă, a avut loc un accident de avion asemănător. A spus că vii au rămas câțiva oameni, doar el a supraviețuit în pădure, restul au mers să caute ajutoare și au fost acoperiți de o avalanșă. Bătrânul le-a găsit corpurile abia primăvară. De soartă n-ai cum să fugi, a zis el uitându-se undeva în gol. De știi unde cazi, ți-ai așterne moale. Iată așa bătrânul își trăia viața singuratică, sus în munți, în pădure, aproape că și-a pierdut și vederea. Dar s-a obișnuit aici, se orienta ca animalele după miros. A povestit că aproape la un an după ce a ajuns aici a dat de oameni. A avut ocazia să se întoarcă în oraș, dar nu mai voia. Era mai comod aici, mai bine. Uneori vânătorii îi lăsau de mâncare, haine, îi ajungea. Focul ardea încet în sobă. Oaspeții sorbeau din ceai și ascultau în tăcere bătrânul. Să mă duc să mai aduc niște lemne, odihniți-vă. A zis bătrânul, a aruncat geaca veche pe umeri și a ieșit din căsuță. Doamna directoare a închis ochii și a adormit. Bărbații au început să se uite în jur. Locuința sihastrului era cu totul modestă. Se pare că singur s-a adaptat, a găsit ieșire din situație și a făcut o sobă. Valentin s-a ridicat și a început să examineze mai îndeaproape totul. Pe rafturi a găsit un pașaport. L-a luat, l-a deschis și a încremenit. Nu poate fi. Revenindu-și a pus pașaportul la loc. De la asta directoarea s-a trezit speriată. Roman și ea au început să-l întrebe de ce s-a agitat.
Valentin a spus că acolo pe raft a găsit pașaportul domnului Simeon. Roman i-a zis că încurca ceva și l-a sfătuit să doarmă, dar băiatul a insistat. Jur, e el! Băiatul arăta la pașaport cu mâna tremurândă și nu îndrăznea să-l ia din nou în mâini. Roman l-a dat într-o parte și a verificat singur. Într-adevăr, pașaportul aparținea bărbatului pe care îl chema fix așa, dar pe poză nu era clar dacă era Simeon al lor sau nu. Fața bătrânului lor era strâmbă de durere. Nu s-a uitat atent. O să întrebăm de Sihastru, a zis Roman. Timpul trecea, dar el nu se întorcea. Bărbații au mers să-l caute. El a dispărut fără urmă. Lemnele pentru foc erau chiar în curte, nu trebuia să meargă departe. Nu era clar pe unde a luat-o, căci zăpada s-a așezat peste tot ca un covor gros. Totul părea să fie foarte ciudat. Au început să scotocească mai departe prin casă și s-au speriat și mai tare. Spre groaza lor au găsit lucruri din avionul lor prăbușit. Mai întâi o brichetă faină. Roman a început să caute prin buzunare, apoi a înjurat. Drace, e a mea, doar că uzată, a zis el confuz. Apoi directoarea a tras atenția la câteva pături, pe care ea ține minte că le-a văzut în clasa întâi a avionului. Uzate, dar clar lucru, avionul s-a prăbușit. Probabil că unele au căzut nu departe de casa lui și bătrânul le-a luat, dar cel mai tare pe toți i-a mirat altceva. Nu, păturile nu de asta erau murdare și uzate, a zis încet Valentin. Restul s-au întors spre el și au văzut în mâinile lui un rucsac vechi. Acesta este rucsacul meu. Azi l-am lăsat domnului Simeon și ca alții să nu aibă dubii că zice adevărul, le-a arătat brelocul. E brelocul meu, prietenul meu l-a făcut special pentru mine. Rucsacul a fost aproape ca nou. Ce vrei să spui cu asta? Încă nu înțelegea ce se întâmplă aici directoarea, dar nici bărbații nu înțelegeau nimic clar. Cei trei au stat toată noaptea și au așteptat ca Sihastrul să se întoarcă înapoi, așa și n-au reușit să adoarmă. Înspre dimineața, Valentin a decis să meargă să-l verifice pe domnul Simeon, dar nu și-a găsit semnele lăsate pe drum. Nu a putut viscolul să le distrugă, era imposibil, dar se pare că era posibil că au nimerit în viitor. Și acel Sihastru era domnul Simeon, care a supraviețuit ca prin minune. Nu știau ce să facă. Era înfricoșător să conștientizeze că sunt într-o nouă realitate. Se pare că au trecut 30 de ani. Lumea s-a schimbat dincolo de recunoaștere. Probabil că rudele lor nu mai sunt în viață. Au decis că trebuie să caute oameni. Spre amiază, vremea s-a îmbunătățit. Era soare și liniște. Au mers mai departe. Pe drum, Valentin avea un sentiment ciudat. Tot se uita în jur de parcă își făcea griji. Dădea vină pe faptul că sunt în viitor. Orice om în locul lor și-ar face griji. Într-un moment dat s-a uitat în sus, acolo smunții. Dacă va avea loc o avalanșă, îi va acoperi pe toți cu totul. Și a trecut în fior rece prin tot corpul lui. Fugiți, acuși va avea loc o avalanșă! Speriați, ceilalți doi oameni au alergat din urma lui. Când au ajuns lângă casa, au răsuflat. N-au reușit să se îndepărteze prea tare de ea. Dar nimic nu s-a întâmplat, nicio avalanșă. Când Roman și-a dat seama că băiatul a avut un moment de lașitate, l-a certat. Ce prost! Doar i-ai speriat pe toți! Voi cum vreți, dar eu merg înapoi. Voi căuta locul în care a căzut avionul nostru. Valentin se uita la casa din pădure și nu putea înțelege ce e neregulă cu ea. Dar a decis să nu se oprească și a văzut o creangă ruptă, era semnul lui. Acum el a înțeles ce-l deranja în acea casă. Era lipsită de viață, abandonată. Casa era într-adevăr pustie, goală. De mult nimeni n-a mai fost pe aici, nici urmă de acel confort modest creat de Sihastru. Ne-am întors! A strigat fericit băiatul și Roman a verificat casa. Dacă n-au fi văzut toți trei asta, puteau să parieze că era doar o halucinație. Nu a existat niciun Sihastru, dar toți trei au fost martori. Valentin a spus că este tot una ce vor face alții, dar el va merge să-l caute pe domnul Simeon. Ei au decis să rămână totuși împreună.
S-au îndreptat după semnele lui Valentin acolo unde l-au ascuns pe bătrân. Pe drum au auzit cum a tunat în spatele lor. Se pare că într-adevăr a avut loc o avalanșă. În curând l-au găsit pe bătrân. El era în viață. Datorită crengilor era cât de cât protejat de frig. Era mai bine. Și împreună au găsit locul prăbușirii avionului din nou. Au rămas pe acolo ca salvatorii să-i găsească. Au curățat de zăpadă rămășițele aeronavei și în curând chiar au fost găsiți. În afară de ei n-a supraviețuit nimeni. Au decis să nu menționeze acel sihastru, dacă vor fi considerați nebuni. Valentin a decis să-l ia pe domnul Simeon la el. Mai târziu bătrânul i-a povestit aceeași istorie a singurătății sale, fix aceeași istorie ca a sihastrului. Tânărul nu putea să-l lase pe bătrân în necaz, simțea că trebuie să aibă grijă de el, în numele bunicului său răposat. Prieteni, scrieți-ne în comentarii părerile voastre despre această istorie. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!